pacea Domnului, să continuăm să citim astăzi din Evanghelie, Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 41 până la 52. Iisus în templu la vârsta de 12 ani. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El i-a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Amin.